Eu sunt un medic de spital, așadar aici pentru mine a fost cu totul și cu totul nou. Acolo trebuie să te duci cu o cască de 3-4 kg pe cap, din start este grea, trebuie să ai niște ochelari special care să te protejeze împotriva prafului, este foarte mult praf în sala aceasta, este o zonă subsahariană, ai vesta aceea de protecție balistică care depășește 10 kg, arma din dotare și asta peste 1 kg, din start ai o greutate fizică. Eu sunt destul de antrenat, dar pot să vă spun că și fizic vorbind, cu greutatea asta pe tine și să mai și ții de targă cărând pacientul, nu au fost foarte voinici pacienții noștri, erau în jur 60-70 kg bărbații, dar este greu fizic. Deci din start ai o provocare odată psihologică a pacienților, dar și a ta, fizică, pentru că iată este un mediu ostil, nu suntem obișnuiți, noi în România, dumneavoastră veniți de la 20 de grade, cel mai bun caz să spunem în luna februarie, dar aici deja sărim de 40 de multe ori. Și asta e o temperatură optimă pentru țara aceasta. Deci nu suntem obișnuiți cu mediul ăsta și apoi este și greutatea emoțională pe care o avem noi. Este stresul tău, stresul pacienților, mediul ostil în care te găsești, necunoscut. Dacă a fost o bombă acolo unde a explodat mașina, de ce n-ar fi una în drumul meu spre mașină? Și aici se aplică aceeași regulă. Siguranța salvatorului este primordială. Dacă și eu devin o victimă, n-am făcut nimic. Primul nostru adversar este vremea și condițiile climatice, adică temperaturi foarte mari, nisip, după cum vedeți și acum este nisip în aer. În al doilea rând sunt grupările de teroriști care au libertate de mișcare enormă, având în vedere imensitatea acestui stat. Este de 5,2 ori mai mare decât România și aproape cât Franța și Spania la un loc. Practic, teroriștii se mișcă în voie unde vor. Este imposibil de pus puncte de control ca să poți controla mișcările acestora. Avantajul mare al acestor grupări este că ei atacă când vor, unde vor. Noi militarii nu suntem pregătiți să acționăm, nu putem de fapt să le previzionăm mișcările acestora. Noi practic aici avem o mișcare reactivă și nu proactivă. Proactivă decât să, cum să spun, patrulăm pe autostrăzi, facem prezența aeriană, cu speranța să nu atace, însă în momentul în care atacă și la aleghe singur, niciodată nu poate fi previziunea. Misiunea din Mali MINUSMA a detașamentului de elicoptere al statul major al aviației este condusă de comandamentul forțelor întrunite responsabil la nivel operativ al statului major al apărării. Reprezintă un vector pentru ceea ce înseamnă diplomația externă și militară a armatei României. Statutul României este câștigat, vă spun, și prin această misiune. Armata rămâne un garant al diplomației militare și nu numai pentru ceea ce înseamnă poziție, statut. Mais ce que je crains qu'il n'y ait pas de vide, que la Roumanie ne quitte pas ici s'il n'a pas été remplacé.